it recording now? Did you get it recording? Yeah, it's recording. Yeah, it's recording. Okay, recording. Okay. Yeah, it'll be fine. Thank you, Michael. Codul civil, capitolul 3, ocrotirea interzisului judecătoresc, articolul 164, alineatul 1. Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale din cauza alienației ori debilității mentale, va fi pusă sub interdicție judecătorească. Acest articol a marcat profund viața a sute de mii de persoane cu dizabilități intelectuale, psihice și nu numai, precum și familiile acestora, în România în ultimele decenii. În 16 iulie 2020, plenul Curții Constituționale s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 164, alineat 1, din Codul Civil. Curtea a reținut încălcarea prevederilor constituționale ale articolului 1, alineat 3, articolul 16 și articolul 50, astfel cum se interpretează potrivit articolului 20 din Constituție și prin prisma articolului 12 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În motivarea soluției de admitere pronunțate, Curtea a reținut în esență că măsura de ocrotire a punerii sub interdicție judecătorească prevăzută de articolul 164, alineat 1, din Codul Civil, nu este însoțită de suficiente garanții care să asigure respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Aceasta nu ține cont de faptul că pot exista diferite grade de incapacitate și nici de diversitatea intereselor unei persoane, nu se dispune pentru o perioadă determinată de timp și nu este supusă unei revizuiri periodice. Orice persoană trebuie să fie liberă să acționeze în vederea dezvoltării personalității sale, statul, în virtutea caracterului său social, având obligația de a reglementa un cadru normativ care să asigure respectarea individului, deplină exprimarea personalității cetățenilor, a drepturilor și libertăților lor, a șanselor egale, având ca rezultat respectarea demnității umane. Bună ziua, mă numesc Mugur Frățilă, sunt psiholog și președinte al Consiliului Director al Asociației Tonal din Sibiu. Vom vorbi împreună despre ce înseamnă toate acestea, care sunt implicațiile, care sunt riscurile, dar și perspectivele. Într-o serie de 5 episoade vom încerca să abordăm subiecte diferite, cu oameni diferiți, subiecte precum punerea sub interdicție, tutela, suport în luarea deciziilor și multe altele. Înainte de toate, aș vrea să clarificăm câteva aspecte privind aceste expresii și proceduri, care poate pentru mulți oameni sunt necunoscute, dar pentru alții sunt nu doar foarte cunoscute, dar mai ales au fost poate prileji de îngrijorări, de eforturi, de nelămuriri și întrebări, de suferință. Ce înseamnă punerea sub interdicție? Ce înseamnă tutela și când anume devin necesare sau deveneau necesare în trecut aceste măsuri de ocrotire. Din nefericire, există câteva situații în viață în care o persoană își poate pierde din performanța funcționării cognitive, intelectuale. Fie că vorbim despre o degradare a funcționării cognitive ca și consecință a unei afecțiuni precum Alzheimerul, fie că vorbim despre o stare de comă sau despre o dizabilitate intelectuală ori o afecțiune psihică, toate acestea și altele sunt situații concrete, dureroase, dramatice, care
printre multe alte dezavantaje și simptome, produc și pierderea performanței funcționării cognitive sau intelectuale. În astfel de situații, capacitatea persoanei de a se raporta corect la realitate este afectată. Persoana nu mai poate stabili un contact coerent, logic și eficace cu realitatea și, prin urmare, deciziile pe care această persoană le poate lua sau trebuie să le ia în legătură cu propria sa existență, în legătură cu propriile interese și propriile nevoi, sunt afectate mai puțin sau mai mult, mergând până în punctul în care o asemenea persoană poate să se regăsească în imposibilitatea completă de a mai înțelege coerent și clar ce se întâmplă cu sine și deci de a decide în favoarea sa, de a face alegeri optime pentru propria sa viață, pentru propria sa demnitate, pentru propria sa sănătate și bunăstare. În mod evident, într-o astfel de situație, persoana afectată are nevoie de protecție, are nevoie de securizare, de garantarea sănătății și bunăstării, de protecție împotriva abuzurilor și violenței din partea celorlalți. Până în 16 iulie 2020, măsura de protecție menită să securizeze viața acestor persoane a constat în punerea în mișcare a două mecanisme pereche, punerea sub interdicție și instituirea tutelei. Altfel spus, în momentul în care o persoană se regăsea într-una din situațiile enumerate anterior, era supusă unei expertize medico-legale psihiatrice care avea ca scop stabilirea funcționării cognitive, a prezenței sau absenței discernământului acelei persoane, a capacității sale de înțelegere și de a discerne, de a înțelege consecințele faptelor sale, iar dacă acea comisie de expertizare medico-legală, psihiatrică, confirma absența discernământului și confirma pierderea capacității cognitive, avarierea funcționării cognitive, atunci, pe baza concluziilor formulate de această comisie, instanța decidea punerea sub interdicție a respectivei persoane cu scopul ocrotirii acesteia. În fapt, punerea sub interdicție a persoanei, expresia completă fiind punerea sub interdicție judecătorească, crea un nou statut pentru persoana cu dizabilități pusă sub interdicție, aceasta fiind denumită din acest moment interzisul judecătoresc și presupunea decăderea din drepturi a acelei persoane. Altfel spus, din acel moment, acea persoană nu mai avea capacitatea juridică, nu mai exista din punct de vedere civil, nu mai putea să întocmească acte în numele său, acest fapt având consecințe profunde pentru propria sa viață. Acesta era primul pas al acestei măsuri de ocrotire. Spuneam însă că era vorba despre două mecanisme pereche. După ce persoana era pusă sub interdicție, pentru ca totuși cineva să gestioneze viața acestei persoane, să se îngrijească de interesele și de sănătatea acestei persoane, trebuia numită o persoană cu rol de tutore. Aceasta preluând practic toate atribuțiile și toate responsabilitățile de protejare și îngrijire a persoanei puse sub interdicție. Din acel moment, tutorele devenea persoana centrală cu drept de alegere și decizie pentru numele și în locul persoanei care fusese puse sub interdicție. Având în vedere situația creată prin decizia Curții Constituționale numărul 601 din 16 iulie 2020, România se află acum în situația de a concepe și implementa o nouă legislație, norme și proceduri noi menite să reglementeze adecvat de data aceasta
situația persoanelor cu dizabilități, cu un accent foarte mare pus pe respectarea demnității, drepturilor și libertății de decizie a persoanelor cu dizabilități intelectuale, psihice sau alte tipuri de dizabilități. Despre confuzia, frământările, îngrijorările și chiar fricile produse de decizia Curții Constituționale, decizie care în esență declară neconstituțională punerea sub interdicție judecătorească, făcând astfel imposibilă aplicarea legislației anterioare, am deschis dialogul cu domnul Michael Bach. Michael Bach este directorul general al Institutului pentru Cercetare și Dezvoltare asupra Incluziunii și Societății, cu acronimul IRIS, din Canada. IRIS este un institut pentru cercetare și dezvoltare sprijinit de organizația Incluziune Canada, fosta Asociație Canadiană pentru Viață în Comunitate, o organizație a cărei misiune este să se asigure ca oamenii cu dizabilități intelectuale și alte tipuri de dizabilități, precum și familiile acestora, să trăiască în siguranță, incluși în societate, valorizați, liberi și egali. Michael Bach este un pionier și un promotor al reformelor conceptuale și guvernamentale, având o experiență largă și colaborări internaționale importante, cu scopul bine definit de a identifica și implementa metode alternative care să permită oamenilor cu dizabilități să trăiască în deplină demnitate, în completa posesie și exercitare a drepturilor, fără să fie necesară punerea sub interdicție și instituirea unei tutele care să le guverneze și să le controleze deciziile și viața. Bună ziua, Michael! Îți mulțumesc că ai acceptat acest dialog și mă bucur că ne vei împărtăși din experiența și viziunea ta în domeniul vast al capacității juridice și drepturilor persoanelor cu dizabilități, în mod special în legătură cu mecanisme privind sprijinirea în luarea deciziilor a persoanelor cu dizabilități. Având în vedere experiența ta, cum consider că putem să-i abordăm pe oamenii reali, în viața reală, oameni care nu sunt familiarizați cu aspectele conceptuale, teoretice, legislative, oameni care poate nu cunosc în detaliu Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care nu înțeleg exact conceptul de suport în luarea deciziilor, oameni care se simt în siguranță cu existența mecanismului de punere sub interdicție și respectiva tutelei, oameni care sunt familiarizați cu instituția tutelei și simt că aceste mecanisme și doar aceste mecanisme ar putea să securizeze viața și interesele persoanelor dragi pe care aceștia îi îngrijesc. Cum să facem să-i aducem pe acești oameni alături de noi atunci când vorbim despre înlocuirea mecanismelor de punere sub interdicție și instituirea tutelei cu mecanismul de suport în luarea deciziilor? Ce argumente ar trebui folosite în spațiul public și în dialoguri? Care este cea mai bună abordare în raport cu oamenii care au anumite frici legitime? Care ar fi cel mai simplu, clar și puternic mesaj pentru acești oameni? I see this concern in any number of contexts or countries. Înțeleg perfect aceste preocupări și am observat aceste îngrijorări în diferite țări și în diferite contexte. Ce am învățat din aceste situații este că unul dintre aspectele de la care trebuie să înceapă orice discuție în acest domeniu este faptul de a recunoaște, de a admite că oamenii, familia, prietenii, tutorii au frici și îngrijorări legitime. Așadar, este foarte important să dăm oamenilor ocazia să vorbească despre fricile lor, să le dea formă, să le numească. Există multiple temeri pe care oamenii le pot avea. Dacă nu dețin eu controlul, dacă fiul, fiica, fratele sau sora mea nu au tutore, se vor afla în riscul de a fi abuzați de alții. Dacă nu dețin eu tutela, dacă nu sunt eu tutore, nu voi fi în măsură să le transfer lor agoniseala mea. Poate am reușit să pun deoparte câte ceva, tocmai pentru a le securiza viitorul. Iar dacă eu nu voi fi tutore,
Dacă nu avem un sistem clar de tutelă și punere sub interdicție, atunci mă frământă și mă îngrijorează faptul că resursele mele nu vor ajunge la el, la ea, nu îl vor ajuta pe el sau pe ea. Fica, sora sau fratele are o problemă de sănătate mentală. Iar dacă eu nu controlez situația, dacă nu sunt eu cel care deține controlul și ia decizii pentru el și în numele lui, atunci ei se vor pune pe ei înșiși într-o situație de risc pe parcursul unui episod de decompensare, vor acționa nepotrivit și își vor complica și mai mult destinul și existența. Așadar, oamenii au frici legitime, iar datoria noastră este să ascultăm aceste frici și îngrijorări, să creăm un spațiu pentru toate acestea. În același timp, trebuie să creăm un spațiu de dialog pentru persoanele cu dizabilități, să-i încurajăm să vorbească foarte direct, în termeni foarte clari, despre ce înseamnă să dețină ei controlul în propria lor viață, de ce anume este fundamental pentru ei să aibă alternative și oportunități, precum și despre durerea și dificultățile de a le fi fost negate toate acestea pentru atât de mult timp. Cred că dacă reușim să deschidem această discuție în care oamenii pot vorbi deschis în numele lor despre cât de important și definitoriu este pentru ei să aibă control asupra propriei vieți, să aibă posibilitatea alegerilor și opțiunilor ca toți ceilalți oameni, precum și să auzim și să ascultăm fricile reale ale familiilor, atunci cred că avem deja un punct de pornire. Cum să creăm un spațiu în care oamenii să exerseze un control mai mare asupra vieților lor, simultan cu implementarea unor garanții prin care să venim în întâmpinarea fricilor și îngrijorărilor legitime ale familiilor, frici și îngrijorări care îi determină de fapt să solicite punerea sub interdicție și instituirea tutelei pentru cei dragi. De asemenea, cred că este important să recunoaștem de fapt că am eșuat. Am eșuat și am abandonat pe oamenii cu dizabilități, familiile acestora, prietenii și persoanele lor de sprijin. Am eșuat față de toți aceștia pentru că nu le-am oferit nicio altă opțiune. Practic, noi le-am spus lor, sunteți îngrijorați de fiul, fiica, fratele, sora sau prietenul vostru. Sunteți îngrijorați de proprietățile și averile lor, de siguranța lor și de garantarea faptului că nu vor deveni victimele violenței și ale agresiunii altora. Doar ce știm că persoanele cu dizabilități sunt în mod disproporționat victime ale abuzurilor și violențelor. Dar statul nu le-a oferit acestor oameni alte instrumente decât punerea sub interdicție, tutela și, deci, controlul total al celor dragi aflați în grija lor. Acum nu vorbesc în mod specific despre România, ci vorbesc în general despre diferite țări. Nu le-am oferit oamenilor alternative. Trebuie să înțelegem că i-am încolțit, i-am constrâns și i-am forțat să ajungă în această poziție în care să trebuiască să preia controlul total asupra vieților celor dragi, pentru că nu le-am oferit altă opțiune. Pe acest drum despre care vorbeai, cred că trebuie să fim foarte atenți și delicați, să nu creăm impresia în societate că cel care este tutore sau cei care militează pentru punerea sub interdicție și tutelă sunt oameni care nu înțeleg de fapt drepturile fundamentale ale omului, care nu înțeleg de fapt persoanele cu dizabilități și sunt cumva dușmani. O asemenea viziune este falsă și incorrectă. Ei nu sunt dușmani. Pur și simplu sunt oameni cărora nu le-au fost oferite alternative și care au temeri și îngrijorări legitime pentru cei pe care i-au în grijă și pe care îi iubesc. Proiectul Liber să Decid este derulat de Centrul de Resurse Juridice cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrants.org.